Da, și este scandal de proporții între medici și ministrul sănătății. Cadrele medicale se revoltă după ce Ioana Mihăilă a anunțat că medicii nevaccinați ar putea fi nevoiți să se testeze cu bani din buzunar. Stăm de vorbă pe acest subiect cu doamna dr. Carmen Dorobăț, medic infecționist. Sărut, bună doamnă! Până la urmă, despre ce vorbim? Despre o situație, ni se alătură în discuție, trebuie să precizez, și domnul Adrian Marinescu, medic infecționist la Spitalul Matei Balș. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Încep cu dumneavoastră, doamnă Dorobăț. Dacă este sau vi se pare etic ca medicii care, sau personalul medical nevaccinat să se testeze pe propria cheltuială în următoarea perioadă? Era vorba ca în țările nu democrate, cum este comunitatea europeană ca și formație, să nu vorbim despre discriminare. Ori în cazul acesta ar fi o categorie socială, chiar dacă este vorba de personal medical, care cu această ocazie ar fi discriminat. Adevărat că există și medici care s-au plasat cumva pe o altă poziție decât cei mai mulți dintre noi, dar și aceștia trebuie să se bucure de toate facilitățile de care se bucură toți ceilalți cetățeni ai țării. Poate au contraindicație de vaccin, poate că au făcut boala și au anticorpii. Un medic știe mult mai bine să-și managerieze situația sa de sănătate decât o altă persoană. Da, domnule Marinescu, vi se pare că vorbim de pe poziții de forță în acest caz sau este o recomandare, să zicem? Bine, cred că niciuna dintre variante. Nu e vorba de o poziție de forță și de obligativitate, dar nici nu e o recomandare. Până la urmă nu discutăm despre faptul că medicul se vaccinează sau nu, ci discutăm de relația dintre medic și pacientul care nu are o patologie COVID și pe care vreau să-l protejez în momentul în care există un contact, în plan practic. Dacă eu sunt pacient și vin la spital și în cazul meu se pune problema de testare și vreau să mă protejez în raport cu personalul medical, nu vorbim doar de medici, vorbim și de asistente, e clar că trebuie să găsesc o variantă în așa fel încât pacientul să fie, într-adevăr, fără risc de transmitere. Ori e clar că medicul, în momentul în care vine în contact cu pacientul, poate să-i transmite, este riscul de a transmite virusul. Acum eu mi-aș pune în felul următor întrebarea. Sigur, punctual, poate există o contraindicație, deși știți bine că foarte rar se întâmplă să avem contraindicație reală la vaccin, sau poate cineva a trecut de curând prin boală, nu vorbim de aceste situații. Dar altfel, medicul cred că ar trebui să gândească de două ori sau de mai multe ori și să ia în calcul vaccinarea, în primul rând pentru propria protecție până la urmă. Nu știm ce va urma din punct de vedere epidemiologic și cred că medicul este cel care vrea să protejeze. Știm bine că au fost situații când au avut forme severe și, pe urmă, discutăm de riscul de a transmite mai departe. Totuși, vorbim despre cazuri puține de medici care nu sunt încă vaccinați, domnule Marinescu, sau despre situații des întâlnite? Vorbesc și despre medici și despre personal medical, evident. Vreau să cred că medicii care nu sunt vaccinați reprezintă o minoritate. Sigur, trebuie să vedem situația la nivel de țară. Dacă vorbim de Institutul Matei Balș, procentul medicilor care nu sunt vaccinați este foarte mic, sunt câteva procente și e vorba de cei care într-adevăr au trecut de curând prin boală sau relativ recent și care probabil că se vor vaccina. Dacă vorbim de toate spitalele din țară, într-adevăr, aici e de luat în calcul, pentru că am înțeles că din statistici procentul e ceva mai mic. Și aici cred că am putea să regândim, decât să discutăm mult despre aceste situații, cât de corecte, dacă există sau nu discriminare, cred că lucrurile se pot rezolva ușor. Să înțelegem că situația dată, clar trebuie să ne vaccinăm, mai ales noi, personalul medical. Nu mă refer doar la medici. Da, indiscutabil. Doamna dr. Dorobăț, cum ar trebui procedat din perspectiva dumneavoastră? Pentru că domnul Marinescu spunea că, în fine, nu vorbim neapărat despre discriminare, ci despre asumare până la urmă. Cum spuneam, medicii știu cel mai bine să-și managerieze, ca să spun așa, starea de sănătate. Vorbind global de personalul medical, sigur că și aici, ca în rândul populației, pot exista, eu știu, curente de diferite tipuri. Să știți că, așa cum a spus și colegul meu de la PAS și la boli infecțioase la Iași,
există un procent mic de personal care nu s-a vaccinat, dar aș merge mai departe cu ceea ce înseamnă poate extinderea acestei politici de a convinge în sistemul sanitar, dacă într-adevăr există un procent, eu nu am asemenea date, dacă există un procent important de personal medical nevaccinat, atunci în zonele respective ar trebui într-adevăr să se intervină, cu ghilimele de rigoare intervină, să se încerce cu o metodă de convingere, sigur cu diplomație, pe metodă științifică, pentru că nu văd niciun motiv ca personalul medical, în afară de motivele medicale, să aibă un alt motiv de a nu se vaccina. Pentru că mai mult decât oricine, personalul medical este în contact cu ceea ce înseamnă informație în domeniul SARS-CoV-2 și nu trebuie să asculte decât pe colegii din jur, medici, și nu pe spre alte zone care, evident, mai sunt și opinii și glasuri care se situează pe poziții, din nefericire, aș spune eu, unele chiar glasuri cu influență se situează pe poziții total de a negativa ceea ce înseamnă beneficiul acestui vaccin. Da. Domnule Marinescu, pe lângă responsabilitate, găsim și alte argumente să-i determinăm pe cei din domeniul sănătății să se vaccineze? Cred că sunt aceleași mesaje simple și care vin din practică. Cu atât mai mult dacă vorbim de personal medical, care până la urmă reprezintă acea categorie a populației care are un risc clar și de a se infecta și de a transmite mai departe, eu cred că lucrurile, dacă vor fi bine explicate, vor avea efect. Mai ales că trebuie să luăm în calcul că, deși e o perioadă liniștită în vară, pandemia nu s-a închis, nu-i precum o ușă. Ne-am fi dorit să fie așa. Și s-ar putea, nu vorbește nimeni de val, hai să nu venim cu o încărcătură psihologică pentru ceea ce va fi în toamnă, dar totuși, realist vorbind, trebuie să ne gândim la o situație epidemiologică care va putea fi mai grea. Nu ar trebui să ne pregătim de acum? Cred că e cel mai bun răspuns.